Ne iubim foarte mult și părinții. Ne iubim foarte mult și profesorii, pe unii dintre ei. Ne iubim foarte mult și prietenii. Ne iubim foarte mult și colegii. Și ajungem la un moment dat să nu mai știm ce e bine pentru noi. Se pare că toată lumea știe, iar noi suntem ultimii care știm. Și se pare că toți știu mai bine decât noi ceea ce e bine pentru noi. De aceea, cărțile de specialitate recomandă în acest sens, stop. Deci tot ceea ce vi s-a spus până acum, stop. De ce stop? Transformați în funcție de ceea ce voi, deci tot ceea ce vi s-a spus de către părinți, profesori, prieteni, colegi, rude, transformați în ceea ce simțiți voi că este bine pentru dumneavoastră. Gândiți-vă la dumneavoastră, că în momentul în care vă ascultați pe ei, vă gândiți la ei. Și puneți atenția asupra lor. Transformați atenția asupra lor în atenția asupra dumneavoastră. Gândiți-vă ce doriți dumneavoastră, nu ce doresc ei. Dacă fiecare dintre ei vă spune, înseamnă că aia dorește. Aceea este dorința lor. Este mai puțin a dumneavoastră. Da? Gândiți-vă la ceea ce reprezintă dorința dumneavoastră. Deci asta era prima condiție. Să las tot ceea ce am învățat la o parte și să transform ceea ce pot din ceea ce am învățat în funcție de ceea ce mie îmi face bine. De unde știu? De unde credeți că îmi dau seama dacă îmi face bine sau nu? Ceea ce gândesc. Perfect. Acesta este chiar, după cum am spus, legea minime rezistențe, totul este extraordinar de simplu și frumos în același timp. Dacă ceea ce eu mă gândesc că ar trebui să fac și să devin, îmi dă o senzație, o emoție, are ca rezultantă o emoție de plăcere și de bucurie și de autosatisfacție, atunci înseamnă că acela este lucrul care mi se potrivește. Dar dacă eu mă gândesc, de exemplu, că aș dori să devin astronaut și am așa o reticență, nici nu mai trebuie să mă duc să caut motive. De ce? Să mă apuc să sap, să văd unde greșesc. De ce părinții îmi spun, bă, nu te fă astronaut, fă-te doctor sau fă-te inginer constructor. Colegii îmi spun, ești nebun, bă, de la facultate, vine la facultatea de mecanică. Lasă-l pe tata care ți-a spus să fii constructor, bine, da? Nu mai zăpați, că nu are rost. Este inutil. Pierdeți timp și energie. Și a pierde energie este deosebit de grav. Da? Când am pune atenția și energia în lucruri total nefolositoare, este deosebit de grav. Obișnuiți-vă să vă puneți atenția și energia în lucrurile care într-adevăr contează pentru dumneavoastră. Pentru că celelalte oricum nu se vor realiza. Și atunci, renunț la săpat, mă simt eu pe unde vreau să devin astronaut, da? Și simt undeva acolo în mine că am o reținere unde de obicei am dominat, se manifestă. Dar poate fi și în altă parte a corpului, dar și fizic veți observa, da? Am o reținere. Sau lăcrimez, sau observați orice se întâmplă pe urmarea gândului pe care îl aveți. Și atunci renunțați. Este cel mai bun lucru pe care puteți face. De ce? Nu există, lipsește legea rezonanței. Unde ar trebui să fie rezonanța? Între gândul dumneavoastră și felul în care vă manifestați, felul în care corpul se manifestă. Da? În cazul în care gândul dă o rezultantă a corpului, o manifestare a corpului diferită, sau să zicem așa, negativă, atunci înseamnă că fenomenul de rezonanță lipsește. Dacă lipsește fenomenul de rezonanță, este imposibil să atingeți în cele mai bune condiții pentru dumneavoastră, vreau să spun, acel scop de a fi astronaut. Îl puteți atinge, dar ori se va întâmpla ceva, undeva, după ce veți ajunge, ori până când să ajungeți se va întâmpla ceva. Deci pe termen lung va fi dezastru. Singura modalitate în care vă puteți asigura de succesul pe termen lung este să intrați în rezonanță cu ceea ce gândiți, adică să vedeți ce emoție vă creează corpul. Aceasta vis-a-vis de convingeri și lucruri învățate până acum. Vis-a-vis de credință. Oare câți dintre cei care au escaladat Everestul și au reușit să ajungă până acolo, credeți că au avut credință? Oare câți dintre cei care au construit o
2000 și 3000 de metri înălțime între două piscuri montane, credeți că au avut credință? Oare câți dintre cei și exemplele pot continua? Toți. Ce înțeleg prin credință? Înțeleg dedicație. Primul pas vă ajută să vă decideți. Ați realizat contactul cu scopul prin rezonanță. Da. Aveți convingerea că este bine. Dați-mi. Mergeți acolo. Pentru că dacă nu mergeți, veți trăi o mare deziluzie. Trăiți în viață o deziluzie. Mai faceți un pas. Păi din alt gând. Credeți că rezonați cu altceva. Iar mai trăiți o deziluzie. Mai faceți un pas. Mai trăiți o deziluzie. Viața dumneavoastră ajunge să fie construită pe deziluzii. Vă veți pierde încrederea în dumneavoastră și în loc să evoluați, veți involua. Trec anii. Ajungeți la 50 și vă întrebați unde ați greșit. Aici ați greșit. Acum 30 de ani. Aici intervine legea cauză-efect. Tot ceea ce gândiți, materializați și faceți astăzi, creează un arc peste timp care va avea ca efect ceea ce veți trăi peste 50 de ani. Ceea ce trăiți acum, în acest moment, în această sală, este efectul a ceea ce ați gândit până acum. De când v-ați născut și până în acest moment. Viața este o multitudine de pași de acest gen. Unii pe perioade mai scurte, alții pe perioade mai medii, alții pe perioade mai lungi, în funcție de ce îmi propun. Deci mergeți acolo. Pentru că dacă mergeți, ați stabilit că mergeți, înseamnă că aveți în dumneavoastră decizia și hotărârea care vă pot duce până acolo. Faceți un pas și vedeți că ceva se întâmplă. Dacă este o lovitură foarte puternică, renunțați. Nu-i direcția bună și v-ați înșelat. Dacă este un prag mai mic, atunci mergeți peste el, treceți de el și continuați-vă călătoria. Pentru că este ceea ce vă va conduce către evoluție, direcția bună pe care ați ales-o. După cum am zis înainte, dacă vedeți că merge ușor, ca și cuțitul prin margarină, îmi plăcea să mă gândesc eu la un moment dat, atunci aceea este calea. Dacă este greu și vedeți că mai faceți încă un pas, și greu e un pic mai mare, apasă mai tare pe și mai faceți un pas și eu sunteți mai jos, atunci dați-i pace. Mai căutați motive. Nu este direcția bună pentru dumneavoastră. Căutați altă, dar repede. Deci, și atunci unde rămâne credința? Unde rămâne credința? Credința dumneavoastră a fost, să zicem, dintr-un procent de 100%, credința dumneavoastră a fost 80%. Și pentru că a fost doar 80%, diferența de 20% v-a produs. Da? Mulțumesc de întrebare. Absolut tot ceea ce se întâmplă în viețile noastre este benefic pentru noi. De ce? Dacă se întâmplă bine, și mai ales direcția bună, dacă se întâmplă bine, toată lumea suntem de acord că e ok, da? Dar dacă mă duc dincolo și se întâmplă ceva rău, oare de ce e bine? Ce credeți? Eu susțin că e bine. Nu știți ce că e rău. De ce credeți că eu susțin că e bine? Am primit o lecție. Foarte dur spus, da. Așa este. Cineva v-a tras atenția, vedeți că aceasta este o cale eronată pe care mergeți. Da? Lăsați-o în pace. Nu e pentru evoluția dumneavoastră. Pentru evoluția dumneavoastră trebuie să vă găsiți alta. Sau, dar asta veți stabili la momentul respectiv, sau acest lucru l-ați început bine, dar undeva ați greșit. Dacă vreți să continuați, schimbați din ceea ce ați făcut până acum. Și atunci trebuie să dați filmul un pic înapoi, să vedeți pașii pe care ați parcurs și să identificați cât de precis puteți momentele în care ați avut gânduri negative. Pentru că orice gândiți se materializează mai devreme sau mai târziu. Absolut orice. Există printre noastre persoane care în ultima vreme au dormit mai puțin bine. Sau persoane care
dimineața s-au trezit mai puțin în formă și toată ziua a fost cu greutăți. Ba, n-am ajuns când trebuie la servici, ba, când am ajuns, colegul m-a luat în primire, ba, șeful lui a spus că ce-a mi-i place la mine. În ambele cazuri, ceea ce s-a întâmplat, formarea legii cauză-efect, este rezultatul a ceea ce ați gândit. Să știți că lucrurile se manifestă instantaneu, aproape. Aproape instantaneu. De ce credeți că există un timp, un interval de timp, între momentul în care gândim și momentul în care se manifestă? Pentru că, în primul rând, nu există un singur efect, ci este un lanț de efecte. Nu există o cauză simplă și unică și un efect simplu și unic. Este o lănțuire. Noi observăm, de exemplu, anumite efecte. Corect. Putem spune, unele sunt mai apropiate, altele mai depărtate, dar aparțin de același lanț. Corect. Și de ce nu se manifestă în același timp? Asta este un răspuns. Care credeți că am mai de alt răspuns? Punct de vedere energetic. Nu se întâlnesc condițiile de manifestare în plan material. Corect. A efectelor ce care trebuie să fie cumulative. Ce credeți că s-ar întâmpla dacă s-ar manifesta în același timp ceea ce gândim? Gândesc acum, pac, și acum se întâmplă. Nu, no, nu putea duce. Cum? N-am putea duce. Corect. De ce n-am putea duce? Că nu suntem pregătiți pentru asta. Foarte bine. Haideți, dați-mi să vă dau un exemplu. Toate răspunsurile au fost corecte. Mă gândesc acum că aș vrea să sap de la geam. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar manifesta instantaneu? M-aș duce. Aș mai avea o posibilitate să evoluez. Într-o altă lume. Nu. Nu. Ce s-ar întâmpla dacă mă gândesc, dacă m-aș gândea acum că vreau să zbor? Aș zbura și aș cădea datorită legii atracției. Gravității, da? Legii gravității. Da? Deci, acesta este moment, motivul principal pentru care ceea ce gândesc acum se manifestă mai târziu ca divinitatea din mine, pentru că divinitatea este peste tot. Da? Atât la acele nivele de care omenea și amintea fratele meu, cât și la nivelele pe care le trăim de zi cu zi, relațiile pe care le stabilim la diverse nivele cu cei din jurul nostru. Al treilea motiv. Al treilea pas pe care trebuie să-l facem sau principiul pe care trebuie să-l respectăm. Deci am zis primul, să stabilesc cu precizie ce vreau. Al doilea, să am credință că ceea ce vreau se va îndeplini. Și al treilea, să merg și să-i dau drumul la treaba respectivă. Oricare dintre aceste trei lipsește, nu voi mai avea posibilitatea să ating ceea ce doresc să ating. Am o întrebare. Am rămas puțin nelămurit pentru mine, cel puțin. Deci era vorba de greutăți care le întâmpini în timp ce faci ceva. Da? Și era vorba despre cât de ușor sau de greu îți este când începi să faci ceva. Și atunci am înțeles că recomandarea era să faci lucrurile pe care le vezi că merg mai simplu, mai ușor, mai natural. Da, și care îmi creează mie. Bun. Confort emoțional, deci îmi dau emoții pozitive, adică n-am teme sau restrângeri, ci am emoție de bucurie, de satisfacție că realizez acel lucru. Problema pare simplă așa la prima vedere, dar aici sunt două linii. Una, ceea ce faci, deci ceea ce în plan fizic primești ca și blocaje sau obstacole, și a doua este planul psihic, în care apar blocaje, apar constrângeri. Deci s-ar putea ca un lucru să meargă simplu, să fie simplu, dar tu să nu-l percepi ca fiind plăcut. Să nu te aducă satisfacție. Și se poate și invers. Un lucru care te aduce satisfacție sau care tu ești convins și îți place ceea ce faci, să primești blocaje, să primești piedici tot timpul. Acest lucru se întâmplă, mulțumesc pentru observație, acest lucru se întâmplă când ceea ce cred
ceea ce mi-am definit că vreau, sunt îndeplinite în procentaje mai mici decât 100%. Adică, imaginați-vă, vă rog, gândul și emoția ca o săgeată cu vârf și cu coadă. Gândul este corpul de lemn sau de plastic al săgeții și emoția este reprezentată prin vârf sau prin coadă. Ele merg împreună tot timpul. În momentul în care eu am emis un gând, emit și o emoție. Automat, gândul este purtător de emoție. Întotdeauna așa se întâmplă. În cazul în care se întâmplă așa cum a zis tatăl meu, că unele lucruri sunt simple, dacă îl fac simplu, înseamnă că am convingere 100%, da? Din procentul de 100%, cred 100% în ceea ce vreau, dar în plan psihic, dacă apar probleme, înseamnă că, din punct de vedere al drumului pe care mi l-am ales, alegerea mea spirituală, internă, pentru că psihicul totdeauna este în legătură cu subconștientul și subconștientul întotdeauna este în legătură cu divinitatea. Înseamnă că ceea ce mi-am ales, nu mi-am ales 100%, ci mi-am ales numai 70% sau 80%. Deci peste tot unde lipsește ceva de la început, va lipsi ceva și la sfârșit. Legea cauză-efect. Da? În momentul în care cauza este 100% determinată și cred în ea 100% și mă apuc de acțiune 100%, atunci și efectul va fi 100%. Din toate punctele de vedere. Dacă dintr-un punct de vedere e mai bine și dintr-un punct de vedere e mai puțin bine, înseamnă că de la început am mers la fel, cu mai bine dintr-un punct de vedere și mai puțin bine din alte puncte de vedere. Și există doar două puncte de vedere. Există determinarea corectă a ceea ce vreau și există credința în ceea ce vreau. Doar aceste două lucruri trebuie să le îndeplinesc. De aceea ziceam că legea minimului efort. Nu trebuie să-mi stabilesc un milion de condiții pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a ajunge acolo unde vreau. Acestea două sunt suficiente. Și al treilea să-i dau drumul la treabă ulterior, dar prin doi pași, da? Dacă eu greșesc, între ghilimele greșesc, atunci când îmi stabilesc ceea ce vreau și în loc să stabilesc la valoarea de 100% de adevăr, stabilesc la o valoare mai mică, de 80%, da? Atunci, chiar dacă am convingere foarte mare în ceea ce vreau, lucrul respectiv a întârziat să se întâmple. De ce? Apare o contradicție. Știți unde apare contradicția? Când mentalul stabilește. Noi suntem un sistem care funcționează prin trei elemente. Unul fizic, mental și spiritual. Ele tot timpul trebuie să fie în comuniune. Dacă îmi stabilești ceva mental, fără să fiu atent la ce îmi zice spiritul sau inima, și ce-mi zice corpul, atunci ajung la un rezultat mai puțin precis. Deci tot timpul trebuie să fiu atent la mine. Imaginați-vă că sunteți un atlet care își dorește să câștige proba de 100 de metri la olimpiadă. El trebuie să se antreneze în fiecare zi. Nu trebuie să mă credeți. Dar trebuie să faceți, dacă vreți să vedeți că este așa cum zic. Eu am făcut și o să vă dau exemplul meu personal mai târziu. Atletul acela trebuie să muncească în fiecare zi. Dumneavoastră, ceea ce vă spun eu acum, dacă doriți să evoluați, îl veți face în fiecare zi. În fiecare zi vă veți monitoriza. Astăzi am fugit 100 de metri în 10 secunde și 575 de milionim de secundă. Mâine mă monitorizez cu 10 secunde și 574 de milionim. Poi mine 10,573 de milionim de secundă și așa mai departe. Tot timpul trebuie să văd. Este ca un plan în business. Să știți că viețile private sunt la fel ca și planurile, ca și viețile de business de la locul de muncă. Merg pe aceleași principii. Dacă vă faceți un plan de viață, așa cum un om de afaceri își face un plan de afaceri, tot timpul trebuie să vă monitorizați unde vă situați în planul de viață real, în ceea ce se întâmplă în realitate față de planul de viață pe care vi-l faceți. Și acest lucru îl monitorizați cu un mental prin gândurile pe care le aveți. Da? Și prin ceea ce simțiți. Dacă aveți probleme, înseamnă că un gând pe care l-ați avut și rezultatul ceea ce ați simțit, undeva există o problemă acolo. Mergeți înapoi la gând. Nu mergeți la emoție.
Degeaba mergeți la emoție, nu o să aveți explicația. Mergeți la gând, întotdeauna la gând să mergeți. Pentru că întotdeauna gândul este cel care vă creează un lucru și care se manifestă în jurul noastră. Da? Emoția este rezultatul gândului, nu este invers. Deci nu gândul e rezultatul emoției, ci emoția este rezultatul gândului. Da? Și în Biblie fac o paralelă pe care foarte puțin o folosesc, pentru că Biblia, din punctul meu de vedere, este altceva. Și în Biblie se zice, prima dată a fost cuvântul. Cuvântul este ce? Rezultatul gândului. Deci prima dată a fost gândul. Prima dată este conștiința. Dacă doriți, dacă acceptați ideea de conștiință universală, să știți că tot ceea ce ne leagă este divinitatea. Unii o numesc conștiință, alții îl numesc Dumnezeu, alții îl numesc spirit, dar este clar că ceva ne leagă pe toți. Și atunci, în momentul în care eu emit un gând, care intră în rezonanță cu gândul uneia dintre dumneavoastră, atunci noi ce facem? Cum? Rezonăm. Și rezultatul efectul care este? Dacă rezonăm, că? Merge. Merge. Și de ce merge? Pentru că ne place unul pe celălalt. Da? Deci acesta este un simplu efect al cauzei rezonanței aplicată. A legii rezonanței aplicată în viața de zi cu zi. Empatia și cealaltă, ok, din punctul meu de vedere sunt ok, dar fac o mică divagație acum. Să știți că mintea, din acest sistem care funcționează, trup, minte și suflet, mintea întotdeauna are nevoie de o explicație logică. Întotdeauna. Dacă lipsește explicația logică, va lipsi credința. Întotdeauna credința vine ca rezultat al explicației logice. Deci întotdeauna. Care ar trebui, care credeți că ar trebui să fie explicația logică universală pentru ca dumneavoastră să credeți în ceva? Analizați-vă și vedeți fiecare. Dacă vin eu și vă spun, rețeta este aceasta, s-ar putea să găsiți alta mai bună. Singura rețetă care e valabilă pentru dumneavoastră este experiența. Trăiți. Gândiți. Faceți, dacă vreți. Fiți acel atlet în fiecare zi. Aveți al patrulea element care intervine, răbdare să se întâmple. Și veți vedea că se va întâmpla. Faceți ceea ce doriți. Dar dacă vă doriți evoluția și o experiență frumoasă și o excursie frumoasă în viața dumneavoastră, atunci începeți să lucrați ca și acel atlet. În fiecare zi faceți puțin câte puțin. Există multe persoane care spun, da, dar n-am timp. Dacă n-aveți timp, cum vreți să vă găsiți timp ca să vă fie viața?